Ediția 2019 a Cupei României la box pentru cadeți s-a desfășurat în perioada 7-13 iulie în sala sporturilor din Târgu Jiu. Competiția organizată de Federația Română de Box a adunat pe ringul de box cei mai buni sportivi autohtoni născuți între anii 2005-2006. Campionul României de anul acesta la categoria plus 90 de kilograme, slătineanul Alexandru Iliescu, confirmă din nou și reușește să urce pe prima treaptă a podiumului. Trebuia să certificăm rezultatele din campionat, că am ieșit campion al României tot la această categorie, motiv pentru care am fost invitați să participăm la europene și în pregătire cu lotul României. Acum a câștigat din nou, mult mai clar față dinainte, ambele meciuri, un meci cu Voluntariu prin abandon în prima repriză. Aceeași este s-a întâmplat în finală cu Târgu Jiu, la ei acasă, deci pe teren propriu. I-am învins tot înainte de limita. Alexandru Iliescu este cooptat în lotul național de box care va reprezenta România la campionatul european școlar din luna august. Până atunci însă va lua parte la ultima etapă de pregătire înaintea participării la această competiție. O competiție foarte importantă, din nou, care trebuie să ține pregătirea până la plecare la europene în Tbilisi, Georgia, să pleacă după două, până pe 12-10 zile. Sperăm să venim cu un rezultat mai bun. Antrenorul slătinean Dumitru Băduț este delegat la campionatul european școlar ce va avea loc în perioada 2-12 august în Georgia.